Prima oară când purtați acest costum naționat? Da, este pentru prima dată când port asemenea costum și mă sunt atât de mândră că sunt româncă. De unde ați făcut de costum? De unde ați făcut de costum? De la formația de dans din Borona. V-a fost greu să... Ați avut emoții când ați participat la acest eveniment? Da, am avut foarte mare emoții. Sincer, îmi tremura sufletul numai la gând că trebuie să-l îmbrac. După ce l-am îmbrăcat, am fost și mai emoționată. Acum încep să mă învăț. Chiar îmi place. Mai dăm să mă îmbrăcați? Da, sigur. Mai să am ocazie. Următoarea ocazie, sigur, o să mai apelez la asemenea costumați. Veți dori să participați în următoarea ediție? Cu siguranță, mai ales cu echipa actuală, pentru că am muncit împreună frumos și cred eu că a ieșit totul. V-a fost greu să învățați condițiile să participați? Nu a fost greu, face parte din cultura noastră. Ești român, automat știi să cânti românești. Dacă spectacol ca organizator, cât de greu a fost? Niciodată nu e ușor să fii organizator. Și atâta lume în jur ar trebui să știe, pentru că mulți dintre ei au încercat. Dar e frumos pentru că vezi că lumea vrea și produsul final mulțumește pe tot. Special, expozițiile v-au plăcut? V-au fascinat? Expozițiile m-au fascinat de-a dreptul, copiii au muncit extrem de mult și datorită talentului rezultatul este frumos. Se știe câștigătorii la concursul expoziției? Câștigătorii se știu printre organizatori, dar este o surpriză până la momentul premierii. Dar ce primesc ei? Ce vor primi? Vor primi premii oferite de Europe Direct, broșuri și hărți pentru geografie, noi și foarte frumoase. Și, bineînțeles, ziarul baz pentru absolut toți copiii și participanții și toți ceilalți. Un cadou din partea micilor reporteri. Mulțumim! Acum îți spunem mulțumim! Mulțumesc că mi-ați acceptat să vă iau interviu. Și eu vă mulțumesc frumos!